Și magia se învață, bine, totul se învață pe greșeli, nu? În orice. Și simularea. Vezi? Ți-a ieșit aiurea și știi de ce și cum și după aia faci ca lumea. Și alege, e un fel de, am trecut prin ce am trecut, pleaznă pe ochi, pe minte, pe suflet, n-am mai știut de, da? N-ai văzut, n-ai știut, n-ai simțit, n-ai fost aruncată dintr-o stare în alta. Nebunie, nebunie. Ai murit de câteva ori, te-au înviat. Te-ai înviat singură, da? Pasăre Fenix, te-ai resuscitat, te-ai, nu mai, cum, da? Din tine, sursa ta divină, cum, da? Tu singură, te-ai aruncat, și îți apare situație, anul simulării, da? Și ai zis că nu mai trebuie veci așa ceva, nu, nici să nu. Și ce se întâmplă? Tocmai simularea a fost pentru situația și pământul dat și oamenii care au participat în simulare cu știrea lor sau nu, în lumea ta, tu știi cine a participat. Și cum a ieșit și din ce cauză și de ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat și ce s-a întâmplat. Simularea s-a terminat anul trecut și anul ăsta e drumul pe care mergi. Și pe un fel de greșeli, pe ce nu ți-a ieșit, da? Înveți și numai așa devii magi de tutte magi. Da? Că simularea ai făcut cum ai făcut, ți-ai pus mâini în cap, te-ai speriat, ai înțeles, ai ieșit cât de cât din tot și nu-ți mai trebuie nimic, da? Stai, stai așa. Uite, mi s-au acolo e portal, nu? Mi-a oprit. Se oprește informația când vine, da? Fluxul informativ din sursa ta divină. Cât e colectiv și necliruit și nevindecat, energiile, dragi, știi ce îți vine în căpșor, după aia se vindecă, se cliruie și îți apare informația cât de cât, ok, înțelegi și tu intuitiv, simți, nu? Și acum mergi pe drumul ăsta, o iei ca și cum de la capăt, încetuți, de la începuturile tale. Nu mai am încredere, nu mai am încredere în nimic, nu-mi trebuie, nu, nici, nu, nici, lasă-mă să te las, da? Nu merge așa, văd că nu merge așa, vezi că nu merge așa, da? Răsufleci mâinicile și acum e. Simularea a fost ca și cum teoretic, foarte teoretic, mai că nu era, numai teoretic n-a fost, a fost pe bune, dur și. Da. Și acum, ca și cum a ieșit pe teren. Pe teren minat. Da, în cuțite Yin și Yang. Da. Cuțitele se acoperă cu Yin și Yang. Se clarifică, restaurează la loc. Frumos. E ca și cum să-i se dea omului încă o șansă. Dacă să-i se dea omului încă o șansă, trebuie să calce strâmb. Ei, în viețile anterioare a călcat cine a călcat strâmb și aici, acum ți se dă o șansă. Quantum leap, n-ai făcut nimic. Amintirile care te iubesc, tot din tine, da? Genetic, tot ce ai, îți aduce aminte pe parcurs. Dar nimic nu ai făcut. E ca și cum un bebe renăscut, quantum leap. Imaginează-ți. Ca să ți se dea a doua șansă, că acolo ai sărit, clar, de la bun început, ți se dea a doua șansă. Și tu te gândeai pentru. Nu! Dacă ți se dea a doua șansă, trebuie să faci cacu dumacu. Să calci în străchin, să calci pe alături, să. Și să-i lași și pe ceilalți să. Da, corect. Dar nu pe pielea ta, da? Corect, și asta e corect. Da.
Și știi ce ai făcut în alte vieți, că pe pielea ta s-a făcut totul și acum a doua șansă cu toată lumea. Înveți să ai încredere în oameni, așa. Întâi ești aruncat în neîncredere ca să ai încredere în oameni. În tine, în oameni. Da? Partea, întâi partea aia la alta, mănezi. Am mai zis și în dragoste la fel, quantum leap, ai sărit într-o lume unde nu e, s-au întâlnit, s-au plăcut și ți apare omul cu partea cealaltă a monezii și cine drept știi cum te-a văzut pe tine, că e așa, cu fonul jos, cu fonul răsturnat. Da, de-abia acum se dă a doua șansă și pământului tău, din tine ca și proiecție, ca și după ce a fost dat peste cap tot. Acum încep să... Temperatură înguțită. Gata, nu mai are forță, nu mai are... Acolo ești. Descurcă, te distrează, te distrează. E ca în șah. Câte partide poți să joci? La nesfârșit, nu? Sau? Aceeași viață și câte șanțuri. Poți să primești șanse. Mască de astăzi. Răsturnat. Cu cine rezonează? Acolo e. Soarele, forța fie cu tine, frumos, se scrie despre așa ceva, despre a doua șansă, pământului și omenirii și foarte frumos. Și... Da, e foarte greu a doua șansă, îți dai ție, da-mi-te altcuiva, dar-mi-te pământului, omule, nu, care, asta vezi.